aprilie 2013, în jurul orelor 10 și 20 de minute, o conducătoare auto în vârstă de 37 ani, domiciliată în Peru, în timp ce conducea un autoturism marca Renault pe drumul național 14A, dinspre Târnăveni, spre municipiul Mediaș, la kilometru 6 plus 250 de metri, în afara localității Blăjel, a pătruns spre sensul opus de mers și s-a lovit frontal de un autoturism marca BMW, condus din sens opus de o altă conducătoare auto în vârstă de 26 ani din municipiul Mediaș. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală ușoară a celor două conducătoare auto, care nu au rămas internate. Cele două conducătoare auto nu se aflau sub influența băuturilor alcoolice.